Când plec la pescuit de plăcere, mă și sperii de cât loc îmi rămâne în portbagaj. Fără remorcă, fără bagaj prea mult, mai ales că mă duc aici pe Dino Lake, unde nu am nevoie de cort, n-am nevoie de pat, de scaun, doar atât bagaj pentru mine și pentru Grivei. Acum că am întins lansetele, pot să mă bucur și de o gură de cafea. Este prima partidă de relaxare după foarte mult timp, cred că ani de zile. Au trecut chiar ani de zile de când n-am mai făcut o astfel de partidă de relaxare, unde să vin cu bagaj puțin, să nu fiu sub stresul unei filmări importante, unei competiții. Acum am venit și sunt super relaxat, sunt lansetele pe poziție, nici măcar nu le-am pus monturile, n-am pus momeală, n-am pus absolut nimic, deci ele nu sunt încă la apă și stau să-mi beau cafea. E ceva inedit pentru mine de atâția ani de zile. Am ales să vin pe lacul Dino Lake, pentru că este un lac foarte drag mie, este un lac care e, în primul rând, aproape de casă, este la doar jumătate de oră de București, poți să vii să-ți petreci chiar și un timp mai scurt, având beneficiu, practic, că este aproape de casă, de București, și sunt la o partidă de 24 de ore. Stresul cotidian, la un moment dat, te apasă și ai nevoie de astfel de momente de relaxare, de a petrece timp tu cu tine însuți, de a te conecta cu natura, și chiar aici la Dino Lake este un loc unde poți face chestia asta și să te și bucuri de ceva drill-uri cu crab frumoși, pentru că aici la Dino există astfel de crab frumoși. Nici măcar nu mi-am legat cârlige. O să folosesc niște cârlige gata legate de la raftul magazinului, monturi pe ledcor cu plumb pierdut, la fel, gata făcute. Este totul pe relaxare totală această partidă și abia aștept să mă bucur de ea. Deci am aruncat în mașină doar 4 lansete, 4 mulete, rodpodul, senzorii, hangării, o gentuță mică cu plumbi și cu câteva monturi, bineînțeles trusa mea de accesorii, corda în care am tot ce-mi trebuie, neavând nevoie de pat, scaun, cort, saltea de primire, sling, absolut nimic, totul existând aici pe complexul Dino Lake, pe sectoarele A și B. Ăsta a fost unul dintre principalele motive pentru care am ales să vin aici pe Dino Lake, pe sectorul A, sunt acum. Și totul a durat, nu știu, 15 minute să le încarc în mașină, după care 15 minute să
le întind aici și să... De aceea încă aștept să-mi beau cafeaua și după care să arunc lansetele, să mă apuc de nădit. Aici e o chestie foarte amuzantă, pentru că în momentul în care ești un pescar de competiție, cum sunt eu din anul 2007, în momentul în care vii la o partidă de relaxare, nu prea mai este o partidă de relaxare, pentru că tu practic îți faci pescuitul la fel cum ți-l faci și competițional. Adică o să-mi beau cafeaua, o să fac absolut tot ce îmi stă în putință ca să prind cât mai mult și cât mai mare. Că asta este țelul fiecărui pescar, nu? Pe lângă chestia de a ieși în natură și de a se relaxa și a se conecta practic cu natura. E foarte, foarte simplu pescuitul aici la Dinu. Deci am luat o singură pungă de boilies-uri de barefoot, 5 kg, cu aromă de căpșuni și asta este singura nadă și momeală pe care o voi folosi. Bine, am mai luat câteva pelete și o pungă de semințe pe care le voi amesteca cu totul, dar na, în principal sunt boilies-urile barefoot de căpșuni pe care le voi folosi, pentru că am luat o pungă de pelete de 6 mm și o pungă de 1 kg de semințe preparate, porumb, grâu și cânepă. Atât, nu-mi trebuie nimic mai mult aici la Dinu. Deci pot să vin cu un bagaj foarte mic, fără nadă multă și totuși să prind și să mă relaxez. După cum am zis, o să folosesc totul făcut de-a gata, nu stau să fac nimic. Poate o să leg două cârlige mai târziu, dar acum cel puțin de început o să folosesc monturi peletcor gata făcute de tip plumb pierdut. Iar cârlige voi folosi cârlige gata legate de la Corda numărul 4, niște cârlige Basics de tip wide gape. Foarte ok aici pe Dinu Lake. Ca și fir principal, Dinu Lake impune folosirea liniei principale cu o grosime de minim 0,35 mm. Personal folosesc 0,40 fără înaintaș, un Invisiline. E foarte rezistent și nu mai am nevoie de înaintaș. Folosesc plumb de 130 de grame pentru că distanța depășește 100 de metri aici unde pescuiesc eu pe standul A5. Deci leg direct montura, atașez plumbul, iau cârligul gata legat. Îmi imaginez că dacă este legat de firma Corda, este legat bine. Este legat pe un textil cu cămașă pentru a nu se încurca în momentul lanseului, decojit 1 cm deasupra ochetului. Pun un boilies de 20 de mm cu aromă de căpșuni, dacă aș avea și o croșetă. Pun un boilies barefoot de căpșuni direct din punga cu care și nădesc. Pun un opritor și o lansez la apă. Atât de simplu este totul aici la Dinu Lake. Pescuit de relaxare. Prima dată când arunc lansetele la apă, întotdeauna nu încerc să sperii peștele cu nadă, ci le arunc așa să văd cam ce am în zonă. Poate ciugulesc ceva pești mari. Asta este strategia pe care o aplic de fiecare dată.
prima oră nu dau deloc rachete în apă. Stau prima dată să văd ce se întâmplă, după care mă apuc și nădesc. Lansetele din extremități, din stânga și dreapta, totdeauna le dau ceva mai retrase de malul opus, iar mijlocul le arunc mai aproape de malul opus, pentru ca să formez ca un fel de piramidă, peștele să poată circula în jurul momelii, fără a fi deranjat de firele mele din apă. Înainte de fiecare lanseu, este bine să tragem un pic de fir, să vedem dacă nu cumva s-a încurcat de vreun inel sau chiar de vârf. Inelele trebuie să fie foarte bine așezate pentru a nu se încurca firul de ele în momentul lanseului și pentru a ne ajuta să atingem și distanțe mai mari. Un alt mare avantaj pe Dino Lake este acela că avem umbră naturală, umbrelă pe fiecare stand și căsuța care este foarte bine izolată. Ne ajută toate aceste elemente să avem parte de un sejur mai plăcut în lunile toride de vară. Până se termină ora academică, îmi voi pregăti lanseta pentru nădit și mixul pentru nădire. Lacul Dino Lake este ca majoritatea lacurilor pe care se pescuiește de pe un singur mal, unde peștele are tendința să se retragă către malul opus. De aceea îmi voi stabili distanța undeva la 7-8 metri de malul opus, unde voi concentra patul de nadă, iar cu lansetele mă voi apropia de malul opus pe diferite distanțe, să vedem exact unde răspunde cel mai bine. Pentru asta voi folosi picheții de măsurat. Folosesc niște picheți de măsurat de la producătorul Corda. Foarte mulți se întreabă de ce să nu folosești niște picheți normali pe care îi folosești și la pescuitul normal, pe care spui lansetele și spui senzorii și suporții de spate, pentru că aceștia sunt foarte micuți, compacti, mi-cap foarte lejer în bagaj,
mai ales aici la Dino, cum ați văzut că am venit cu un bagaj foarte, foarte minimalist. Sunt realizați din dur aluminiu, au capetele din inox unde le înfige în pământ și au foarte, foarte important un nit, ceea ce face practic imposibil să-ți rămână capul acesta ascuțit, să-ți rămână înfipt în pământ. În partea superioară, capul este din plastic, se desfiletează pentru a putea ajunge la această tijă care ne ajută să infiletăm practic în pământ. Și sunt, iarăși folosesc astfel de picheți, nu mă interesează să fie picheți din aceia telescopici ca să mi se încurce firul de ei, de sistemul acela de fixare. Aceștia vin și cu o sfoară cu o lungime de 3,66 m pentru a putea ști cu siguranță de fiecare dată la ce distanță înădim sau la ce distanță ne eclipsăm lansetele. După ce am înfipt primul pichet, prindem un capăt al sforii de un pichet. Și în momentul în care sfoara este întinsă, știm sigur că aici avem o distanță de 3,66 m. Am terminat de aruncat lansetele, am și înădit. Am înădit în jur de 2 kg din amestecul de înădire pe care vi l-am și prezentat mai devreme. Am măsurat, pescuiesc exact, pescuiesc la 23 de ture, acolo de fapt înădesc la zona de 23 de ture, ori 3,66 m cât este distanța între cei doi picheți. Lansetele le-am poziționat una exact pe acea distanță, deci practic ne putem face și un fel de pescuit plantat în momentul în care nădești pe zona aia și vii cu lanseta pescuind exact pe aceea zonă. Cu celelalte trei pescuiesc un pic mai sus, una cu 3 metri mai sus, iar alta cu 6 metri peste patul de nadă, înspre malul opus. Cea din dreapta, care este fix pe zona în care am și nădit, este în lateralul patului de nadă. Pe noi ne interesează să lăsăm o zonă liberă de circulație în jurul patului de nadă. Acum chiar ne putem relaxa și să așteptăm crapi.
Ăsta e marele avantaj de a pescui aproape de casă. Cum e aici la Dino Lake pentru mine. Poate să vină prieteni dragi. Păi, asta, asta e și ideea, asta e și ideea unui pescuit și de relaxare. De relaxare până la urmă și până la urmă că un pescuit de relaxare are și factorul social, adică ne întâlnim, stăm de vorbă, ne relaxăm. Nu mai suntem ca în condiții de concurs, încrâncenați, disperați să ajungem la un rezultat. Aici venim să ne relaxăm, să testăm anumite lucruri ce privește pescuitul, plus că fiind foarte aproape de casă, Claudiu, dacă vârful tău de căpșune a mers aici, n-aveam cum să nu-ți aduc. Tocmai ce ai lansat acum noua gamă de bărfuri pe bază de usturoi, dacă a mers căpșuna aici, acum când s-a încălzit, usturoiul, și vrei să spun ceva? Eu știu pușcăria care, la care te-ai gândit tu, și cuvântul pușcărie poate vă deranjează. El s-a gândit și la ten. Ea a zis, a mers la două capete. A zis cu un bărfut de usturoi, n-are cum să nu ia și crap și ten. Și uite, ți-am adus să te joci puțin cu ele, am văzut că ai și umbla pe la ele. Așa. Știi care chestia aici? Știam foarte bine din anii trecuți că funcționează bărfurile de căpșuni. Și am zis, bă, vreau bagaj minimalist, vreau nadă cât mai puțină, vreau să fie cât mai puțin. Că, uite ce știu că frumos a plecat de aici, exact din mal. Știu că ai luat-o, știu că mai devreme. Da, 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 da. Și am zis, bă, să nu mai încerc astea. Dar acum, dacă tot mi l-ai adus, 100% o să le încerc. Sunt convins. Bă, fii atent. Ce mai voiam să te întreb? Mi-ai mai adus altceva în afară de boilisuri? Păi dacă e pescuit de relaxare. Vinul nostru preferat, direct din Tunisia, muscatul de Chelibia. N-avea cum să lipsească când ne întâlnim noi doi. La un pescuit de relaxare. Seara la un pescuit de relaxare. Perfect. Și fii atent, mai aveam o întrebare pentru tine. Ia zi-mi tu mie, că tu, înainte de a fi pescar de competiție, exact ca și mine, pescuit de relaxare, pescuit de plăcere, așa, nu? Cred că toți am început de la asta și sunt convins, mai ales, vorbesc de pescarii care în momentul de față sunt consacrați, sunt pescari de competiții, sunt producători de nadă, sunt field testeri pentru branduri mari. Toți au pornit de aici, de la pescuitul de relaxare. Exact. Și mi-aduc aminte când am început la Dervari, da? A fost balta noastră de suflet în 98-2000, în zona aia. Eram cu Mihăiță Pripon și cu Deng Leopold, că asta a fost brigada cu care am început. Și ne-am dus noi pe Dârvari, aflasem noi pe Dârvari. Era foarte greu să ajungi acolo. Și ajungem noi pe baltă, ne apucăm de pescuit și acum prindeau niște băieți în dreapta, prindeau niște băieți în stânga, noi îl prindeam. Și vine Nea Victor Oana, patronul incintei. Băi, ce faceți? Tăticul meu, care el m-a crescut în car fishing-ul de competiții. Și dar ce faceți voi aici? Ați luat ceva? N-am luat. Hai, domnule, nu cred că toată lumea a prins. Credea că noi am luat și am tirat peștele. Ai înțeles? Aceasta gândirea. Și zic că n-am luat prea, Victorie, că știi că noi suntem copiii mătari. Scoate o lansetă. Scoate o lansetă, pax. Să uite la montură. Ce făcusem eu, Claudiu? Pe vremea aia încă n-a apăruse ideologia firului de păr. De-abia anul următor am învățat ce înseamnă firul de păr. Coroniță. Și pusesem eu porumb lângă porumb până în... Pe cârlig. Apăpărise cârligul tot. Pe cârlig, da. Și ce nu cumva să-l vadă. Ca nu cumva să vadă cârligul. Dar el săracul nici avea de unde să mai înțepe. Și acum ne-a Victor tactic, o să înțelegi? Pac, mi-a aruncat trei boabe, lasă una pe coada acum. Ia vezi, mă, acum. Ce crezi? Pentru jumătate de oră a plecat. Așa am început toți, așa. Asta... Toți am făcut, cum să spun eu, toți am învățat, înțelegi? Din pescuitul de relaxare, de pescuit de plăcere. Iar acum faptul că există atât de multe piste în jurul locațiilor, în jurul orașelor mari, că nu e numai la București, și la Timișoara, și la Cluj, și am început în toată țara, da, Oradea, au început să fie foarte multe piste de concurs, bogate în capturi. Carpodrome, da. Cred că e benefic să faci și un pescuit de relaxare pe o baltă aproape de casă, să vină prietenii la tine, să faci un grătar, să bei o sticlă de Chelibia cine are. Așa. Și atunci poți să și testezi gamă nouă, poți să te joci, poți să faci ceea ce îți place legat de un pescuit de relaxare și de plăcere. Radu, hai să ne întoarcem la grătar și la lansă. Avem foarte multă treabă, hai la lansă. Pentru a fi total relaxat, toate că găsești grătar aici pe Dino Lake, prefer să-mi iau cu mine un grătar din acesta instant, de unică folosință, pe care la sfârșit l-ai strâns și l-ai aruncat la gunoi. Nu mai stau cu stresul aprinderii cărbunilor, cu ce-i aprind. Acesta doar i-am dat foc într-un colț și suntem gata
de a da drumul la grătar. Trebuie să-l lăsăm 20 de minute să ardă cărbunii, să se încingă, după care direct pe acest grătar putem pune ceea ce avem nevoie. Pentru una, două persoane este total suficient. Uite că a venit și prima prezentare, care unde credeți că a fost? Fix pe patul de nadă, exact acolo unde văceam în 23 de ture, exact pe unde am dat și cu racheta de nădire, acolo a venit și prima prezentare. Ce facem noi acum? În momentul în care intră prima prezentare pe o anumită zonă, intră și a doua lansetă exact pe aceea zonă. Pentru că clar, acolo, pe acolo trec crapii. Asta înseamnă partidă de plăcere. După fiecare pește, există regula recompensei. A tras un pește, trebuie să îi nădim câteva boilisuri din cobra. Să îl recompensăm pentru faptul că a venit acolo și a gustat din ce i-am oferit noi.
bătrâna mea lanternă pe care o folosesc deja de al treilea sezon, LED Lancer MH5. E încă ok, își face treaba. O lanternă la un preț decent, de 400 de lumeni, un pic peste 200 de lei. Chiar sunt super mulțumit de ea, în primul rând pentru că are lumina asta roșie și mai mă deranjează sfințarii. Azi noapte mi-au tras crapii ca la balamuc până la ora 2, când am decis să scot lansetele din apă ca să mă pot odihni, să mă pot bucura și de relaxarea de astăzi. Acum, na, dacă au tras atât de mulți crapi, trebuie să mai nădesc pentru a putea să-i țin acolo pe patul de nadă. Au funcționat foarte bine, neașteptat de bine, și boilisurile bărful de usturoi. De aceea, acum, în mixul de nădire, am combinat atât boilisuri de căpșuni, cât și boilisuri de usturoi. Face și o pată de culoare galben ăsta. Le mai dau acum, să zic, un 2 kg, suficient cât să mă țină până la sfârșitul partidei, undeva spre după amiaza acestei zile. Am avut timp
să mă și relaxez, să fac un grătar, să-mi fac ordine intrusă. Dar rămâneți alături de noi, pentru că de luni suntem la tabăra de pescuit pentru copii Purcăreni Lake Claumar Pescar. Acolo vom avea emisii live, vom avea tot felul de surprize pentru copii, așa că abonați-vă la canalul nostru de YouTube Claumar Pescar și apăsați clopoțelul pentru a putea fi notificați ori de câte ori avem un video gata pentru voi.